Yurie Sedletsky afirmă că persoanele care vin în organizația masonică au toate șansele să devină mai buni. Oamenii vin, cresc, se perfecționează și fiecare la locul lui, unde el se îndeplinește funcția, procedează în așa fel, în conformitate cu principiile masonice. Noi avem Constituția Marii Loja Moldovei, unde sunt descrise toate, nu obligații, astea sunt principii, că sunt așa valori puse pe primul plan. Familia este o valoare care nu poate nimeni să o conteste. Maestru Marii Lojii a Moldovei mai spune că persoanele admise în organizație sunt obligate să respecte legile ei. Fiecare lojă se întrunește odată la lună. Odată în lună, în lojă, este interzis discuția pe teme politice, deci și religioase. Noi nu primim decizii, noi nu facem recomandări ca masoni, ca organizație masonică. La rândul său, președintele onorific al Conferinței Mondiale Masonice, Thomas Jackson, susține că organizațiile masonice practică și acte de caritate, doar că acest lucru nu este mediatizat. In America today, Freemasons give $1.5 million a day, 365 days a year to public charities. In Romania, they have scholarships that are offered to some of the best students. Scholarships are a great contribution. We don't brag about what we are involved with in charities. Consequently, that remains an unknown. But there's probably, and I don't think it's probably, there's, in all intent, we are probably the largest charitable organization in the world today. În Moldova, organizația masonică a fost înregistrată în 1997.